Oamenii de afaceri Victor Țopa și Viorel Țopa au depus la Curtea Supremă de Justiție 3 recursuri de anulare în dosarele penale în care au fost condamnați anterior la 10 și respectiv 15 ani de închisoare. Cererile depuse după schimbarea guvernării de la Chișinău, susține unul dintre avocați, constituie o încercare de remediere pe cale amiabilă a cazurilor și evitarea unei condamnări a Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce instanța europeană a comunicat guvernului cazurile și a solicitat explicații privind încălcarea drepturilor celor doi oameni de afaceri. Este vorba despre două dosare fabricate de Plahotniuc și considerate persecuții politice de Interpol și de alte instituții, iar comunicarea cazului de către CEDO reprezintă o ocazie pentru revizuire, cel puțin formală, fără a avea vreo legătură cu schimbarea guvernării, consideră Viorel Țopa. Viorel Țopa și Victor Țopa, cei doi fiind verișori, s-au adresat la CEDO în 2011 și 2012. Viorel Țopa a reclamat încălcarea drepturilor în cadrul dosarului în care a fost condamnat de lapidarea averii străine, iar Victor Țopa s-a plâns atunci pe încălcarea drepturilor în dosarul pentru șantaj în care ar fi fost implicat încă la începutul anilor 2000.